Sediul PMP, Eugen Tomac, președintele formațiunii, face declarații după alegeri. Haideți să-l ascultăm. Peste 30% din cetățenii români din Republica Moldova au votat Partidul Mișcarea Populară. Vă sunt profund recunoscător și voi rămâne alături de dumneavoastră în toate proiectele pe care le vom face de acum încolo. Sigur că politica este un joc de echipă și trebuie să o privim cu maximă seriozitate și responsabilitate, implicit prin ceea ce privește rezultatul. Din ultimele rezultate rezultă că avem un scor de 4,94 și pentru că PMP a avut de drept membri în foarte multe secții de vot, în toate secțiile de vot din țară, acolo unde avem zero voturi sau există situații în care avem membri care spun că au votat și nu se regăsesc în rezultatul respectivelor secții de vot, colegii mei au făcut contestații. Sunt peste 1090 de contestații. Declarația așadar ale președintului PMP, Eugen Tomac, în direct de la sediul partidului, cu o scurtă analiză după alegerile parlamentare. 4,94% a obținut PMP, deocamdată în afara pragului electoral. Mai sunt foarte puține secții de numărat de Biroul Electoral Central. Ar mai avea nevoie de câteva mii de voturi PMP pentru a intra în viitorul Parlament. Robert Kiș, jurnalist Digi24.ro, în platou acum. Bine ai venit, Robert. Bună ziua. Până să vedem și rezultatul celor de la PMP, care ar putea să mai schimbe un pic negocierile pe aici pe acolo, cu în funcție siguranță de mandate și de ministere, ne uităm la ce se întâmplă așa cum avem până acum pe hârtie. O coaliție PNL-USR+UDMR deja e cam sigură, dar nu e sigură în parțiala pe ministere și pe funcții. Desigur, pentru astea sunt negocierile, adică în zilele următoare vom vedea probabil negocieri dure, nu știu de fapt cât de dure până când vor ajunge în fața președintelui, pentru că probabil în fața lui Klaus Iohannis acolo deja se va ști exact cine și ce ministere ar putea primi. Sunt desigur rostogolite acum foarte multe informații pe surse, fiecare partid sau fiecare lider cu care discutăm jurnaliștii în aceste zile poate să-ți spună o părere, poate să spună o intenție sau poate să spună chiar un detaliu al negocierilor pe care le vor purta partidele, pentru că până la urmă încă nu au început efectiv aceste discuții. În zilele următoare vom vedea întâlniri între reprezentanții PNL, USR Plus, UDMR, care se vor așeza la masă și vor stabili exact ce structură va avea guvernul. Acesta este primul lucru pe care trebuie să îl cunoască și mai apoi ce ministere vor reveni fiecărui partid și abia în ultimul rând vor discuta despre propuneri nominale pentru fiecare minister în parte. Totul la finalul săptămânii va ajunge la Cotroceni, pentru că președintele va avea o întâlnire după ce se întoarce de la Bruxelles, unde va discuta la acea întâlnire cu liderii UDMR și USR Plus pentru a vedea dacă au nemulțumiri, dacă sunt de acord cu ceea ce vor discuta în aceste zile cu reprezentanții PNL și cum va arăta în cele din urmă guvernul. PNL are astăzi o ședință importantă, o ședință în care cred că primește în plic numele premierului. Este o ședință în care trebuie să voteze premierul desemnat cu care Partidul Național Liberal merge la Cotroceni. S-a schimbat puțin procedura, premierul vine de la Cotroceni la Partidul Național Liberal. Partidul Național Liberal votează premierul în forul de conducere, mai mult pentru a fi statutară propunerea. Și mai apoi propunerea se întoarce din nou la președintele Klaus Iohannis. Din toate informațiile care au circulat în ultimele zile, din toate discuțiile pe care le-au avut în aceste zile liderii PNL, rezultă că premier desemnat va fi Nicolae Ciucă, actualul premier interimar, deși sunt voci în PNL care nu sunt, de acord cu nu sunt neapărat de acord cu această soluție militară. Nu este exclus să fie doar o soluție temporară, să nu fie o soluție pentru 4 ani, așa cum se discuta înainte de alegeri, că vom avea un guvern după alegeri pentru următorii 4 ani, un guvern care se va ocupa de o reformă majoră a României.
mai greu cu reformele, de asta spun că am impresia că va fi un guvern temporar și atunci și reformele vor aștepta sau vor merge mai încet. În orice caz, reforma constituțională nu cred că putem să mai discutăm despre ea în acest moment, în condițiile în care, pentru a modifica Constituția, pentru a face reforme majore care impun această modificare a Constituției... Celor care au avut încredere în mine, să-i mulțumesc domnului președinte Traian Băsescu, care a fost alături de mine și alături de PMP în toate proiectele noastre. Și, bineînțeles, să ne gândim cum vom construi mai departe o nouă perspectivă pentru Partidul Mișcarea Populară. Cam acestea sunt declarațiile pe care am vrut să le fac în această dimineață și sper ca colegii mei să înțeleagă corect acest gest pe care l-am făcut, pentru că mă simt responsabil și în politică trebuie să ne asumăm și lucrurile bune și lucrurile care ne convin mai puțin. Încă o dată vă mulțumesc și vă urez o zi bună. Am revenit la sediul PMP pentru că președintele Eugen Tomac tocmai și-a anunțat demisia din funcția de președinte al acestui partid politic, după ce, deocamdată, așa cum arată calculele și cifrele arătate de BEC, PMP-ul a rămas în afara viitorului Parlament. După ce Ludovic Orban a făcut un pas în spate din funcția de premier, a rămas în continuare șef al Partidului Național Liberal, iată un alt lider important face un pas în spate, este vorba despre Eugen Tomac așadar, care de astăzi nu mai este președintele Mișcării Populare. Revenind la discuția noastră, Robert, sunt câteva ministere la care niciunii, nici alții nu vor să renunțe, la care ne referim acum la PNL și USR+. Finanțe, dezvoltare, justiție, transporturi. Le-am văzut în toate discuțiile obținute de voi, de jurnaliști. Toată lumea vrea aceste ministere, pentru că, pe de o parte, în următorii 4 ani vom avea un buget important la dispoziție, aproape 300 de miliarde cu tot cu banii de la Uniunea Europeană, pentru că în transporturi sunt câteva proiecte mari de infrastructură care sunt în derulare și pentru că la justiție USR-ul vrea neapărat acest minister pentru a-și impune câteva dintre proiectele cu care a făcut agenda în ultimii 4 ani, fără penalii funcții publice și alte proiecte importante. Bun, plecăm de la ce se va întâmpla cel mai probabil. Președintele are 2 ministere pe care își va numi efectiv domnia sa propriile persoane și aici ne referim la Ministerul de Externe, așa cum este normal, și la Ministerul Apărării. Președintele coordonează practic direct aceste ministere și atunci va propune, desigur, la Ministerul de Externe, Bogdan Aurescu, nu cred că există vreun dubiu în legătură cu persoana care va ocupa în continuare acest portofoliu, și la Ministerul Apărării, probabil un militar de carieră. După care sunt câteva ministere despre care au vorbit ieri liberalii cu președintele. Președintele a transmis să nu renunțe la ministerele respective pentru că sunt ministere care sunt foarte importante și care trebuie să fie coordonate de partidul cel mai mare din coaliția guvernamentală. Aceste ministere sunt Ministerul Finanțelor, evident, unde probabil, nu cred că nici aici nu cred că există foarte multe semne de întrebare, rămâne Florin Câțu. Ministerul Transporturilor, pentru că este un minister pe care liberalii pun accent pentru dezvoltarea infrastructurii. Am văzut și în perioada campaniei au pus mult accent pe acest minister și desigur vor urma perioade în care vor veni bani europeni și atunci acest minister va beneficia de finanțare europeană pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură. Din nou, Lucian Bode nu cred că are în pericol pus postul. După care este Ministerul Fondurilor Europene, din nou un minister unde președintele își dorește un liberal. Vor veni de bani europeni și din nou gestionarea acestui minister trebuie să rămână în portofoliul unui liberal. De asemenea, și aici mă aștept să fie în continuare actualul ministru. Restul ministerelor cred că sunt la bătaie. Doar o secundă te întrerup, Robert. Eugen Tomac alături de noi acum în direct prin telefon. Bună dimineața, domnule Tomac, mulțumesc pentru intervenție. Acum 2-3 minute ați făcut acest anunț că renunțați la funcția de președinte al Mișcării Populare. De ce? Pentru că mi-am propus un obiectiv politic important, n-am reușit să-l ating, am avut un rezultat de peste 6% la alegerile locale. Acum e un rezultat care încă nu s-a încheiat, dar trebuie cineva să-și asume responsabilitatea politică pentru situația în care se află PMP și consider că este un gest absolut firesc pe care trebuie să și-l asume un lider politic. Prin urmare, am decis să prezint în fața colegilor demisia astfel încât să există un responsabil pentru că așa se întâmplă în politică. Demisia dumneavoastră vine înainte să avem rezultatele finale, oficiale de la BEC. Să înțelegem că nu mai sunt șanse ca PMP să intre în Parlament. Spuneați că sunteți la 4,94% acum.
Asta este rezultatul oficial pe care l-a comunicat BEC până la această oră. Sigur că rămâne ca cele 1000 de contestații depuse de noi să fie analizate, dar din evaluarea pe care o am până la ora actuală, nu-mi pot da seama, m-aș bucura enorm să existe un rezultat surprinzător pentru noi, dar din punct de vedere politic consider că sunt în situația în care trebuie să le ofer colegilor mei o explicație, iar cea mai bună explicație este să-mi asum acest rezultat care nu mă, care mă nemulțumește. Ați discutat și cu fostul președinte, Traian Băsescu, înainte de decizie? Am informat toți colegii, bineînțeles, că și pe domnul președinte Traian Băsescu. Ce veți face mai departe, domnule Tomac? Voi rămâne un om implicat în viața publică pentru că am multe proiecte în care cred și, bineînțeles, voi fi alături de PMP. Mulțumesc mult, Eugen Tomac, deja fost președinte al Mișcării Populare, demisionar în această dimineață după conferința pe care am văzut-o mai devreme. Revenind la discuție, Robert, știi foarte bine ce se întâmplă în politica românească, ai urmărit ani de zile ceea ce se întâmplă în Parlament. Cum va funcționa în următorii 4 ani o coaliție de guvernare care are 3, poate chiar 4 formațiuni, dacă luăm USR și Plus separat? Când va trebui pus la grămadă bună. Câte o idee de la fiecare, un program de guvernare cu care nu toți sunt 100% de acord. Adică fiecare are viziuni. Mă gândesc acum, de exemplu, propunerea USR, 0% impozit pe primii 2000 de lei. Nu e PNL distanță acceptată de, acord de PNL. Exact. Cum impozit progresiv, cu siguranță nu va fi acceptată. De asemenea, multe chestiuni din programul de guvernare al USR Plus, dacă nu chiar în ansamblu acest program, nu sunt acceptate de UDMR. Greu de aliniat aceste programe guvernamentale, dar cred că până la urmă nu se vor alinia pozițiile partidelor în funcție de programe, ci se vor alinia în funcție de cerințele președintelui Klaus Iohannis. Președintele le va cere, ei vor face. Cel puțin în prima parte a funcționării acestei coaliții, până la învestirea guvernului și mai apoi în primele luni de guvernare. Cu un premier precum Nicolae Ciucă, militar de carieră, în rezervă, general în rezervă, cred că se poate impune și ordine și disciplină la nivelul coaliției de guvernare, dar mai departe mă aștept să existe foarte multe neînțelegeri în interiorul coaliției. Ne amintim bine coaliția PSD-ALDE, o coaliție care în perioada lui Liviu Dragnea a funcționat dincolo de această parte politică. Cumva era o apropiere, inclusiv prietenii între Liviu Dragnea, Călin Popescu, Tăricianu, mai puțin cu premierii pe care Liviu Dragnea îi punea, dar până la urmă premierii erau coordonați din interiorul coaliției. Și acea coaliție avea probleme. Zilnic existau informații pe surse, scandal în coaliția PSD-ALDE și jurnaliștii stăteau în Parlament să afle aceste informații. Și atunci erau doar două partide, și cu un partid mare, PSD, și cu ALDE mic pe post de remorcă. Acum vorbim de o altă structură a coaliției guvernamentale și am văzut în ultimele zile toți analiștii cu gândul la acea CDR. Coaliție CDR din 1996. Să sperăm că nu va ajunge ca acea coaliție și în funcție de modul în care vor arăta aceste negocieri din zilele următoare, vom vedea în cele din urmă cum va arăta și guvernul și ce șanse sunt ca acest guvern să meargă cât de cât către obiectivele pe care leau. Nu sunt obiective majore acum, dacă nu ținem cont de anumite puncte din programul de guvernare, cred că putem să facem și câte ceva pentru România. Rămân, în schimb, greu de pus în practică obiectivele mari, reforma Constituției, reforma administrativă, pentru că e nevoie de 2/3 din votul Parlamentului, ceea ce va fi foarte greu, doar dacă îi convin pe cei de la PSD sau invers, în funcție de propunerile fiecăruia, să vină astfel de modificări. Mulțumesc mult, Robert Kiș. Evident, stăm cu ochii pe tot ceea ce se întâmplă în aceste zile la partide. Sunt negocieri la fiecare partid în parte, la fiecare formațiune parlamentară. Apoi vom vedea ce se decide, cu cine merge fiecare în propunerea pe care o va duce la Palatul Cotroceni. Va fi un final de an interesant. Evident, colegii mei vor urmări tot ceea ce se întâmplă în spectrul politic.